Mm-hmm. Multe persoane intervivate vorbesc despre trei tineri pe nume Reid, Darren și Ben, care au dispărut în mod misterios în urmă cu trei luni. Majoritatea oamenilor îi descriu ca fiind copii normali, care nu ar fi fost niciodată implicați în ceva ciudat. În urmă cu șase luni, Reid, Darren și Ben se îndreaptă spre o petrecere și plănuiesc cum să se distreze în seara asta. Darren filmează totul cu o cameră portabilă. Ajung la petrecere și se distrează, jucând beer pong și sărind în piscină, dar dezbrăcați. Rid apare pentru a cânta la karaoke și în timpul prestației sale se întrerupe brusc curentul. Când revine curentul, Rid nu mai este de găsit nicăieri. Ei cred că a plecat mai devreme și deci să plece și ei. În timp ce conduc pe un drum întunecat, Darren frânează brusc și se pare că Rid a apărut în fața mașinii din nicăieri. Darren coboară din mașină pentru a-l verifica pe Rid, care are o expresie destul de inexpresivă pe față. Îl întreabă pe Rid dacă se simte bine, iar acesta răspunde că da, dar că ceva nu este în regulă. Trei luni mai târziu, și trebuie să se pregătească să plece într-o misiune de intrare în zona 51. Darren și Riz s-au pregătit temeinic, dar Ben crede că sunt nebuni și că vrea să fie doar șoferul. Ben le arată un filmuleț în care se arată cum armata americană folosește camere cu termoviziune pentru a le da o idee despre ceea ce așteaptă. Cu toate acestea, Reed le răspunde că a găsit o soluție la această problemă. În continuare, Reed testează un dispozitiv de bruiaj de semnal pe care l-a cumpărat și care blochează semnalele telefonice a lui Ben în timp ce acesta încearcă să vorbească cu prietena lui. De asemenea, Darren și Reed au pastile care scad nivelul de amoniac din corpul lor, deoarece au citit că în afara zonei 51, există senzori de amoniac pentru a detecta prezența organică. Cei trei încarcă în mașină tot echipamentul pe care l-au pregătit pentru raid și se îndreaptă spre Los Angeles. Pe drum, Ben continuă să critique planul și le spune că vor fi uciși de militari. Reed încearcă să argumenteze că a citit despre toate măsurile de securitate și are un plan pentru a le ocoli pe toate. Ben spune că evident, Reed a nebunit un pic de când au fost la petrecere, dar nu înțelege de ce Darren se înscrie în asta. Darren îi răspunde că nimeni nu a văzut vreodată imagini din zona 51, așa că dacă vor deveni primii oameni care o filmează, ar fi cea mai mare realizare din toate timpurile. Reed vorbește la telefon cu o fată pe nume Galina, al cărei tată ar fi lucrat în zona 51 și a scris o carte despre asta după ce a fost concediat. De asemenea, el subliniază că tatăl ei și-a luat viața după ce a scris cartea, deci este evident că nu era foarte stabilă. Reed spune că și-a dat seama cum să intre în bază, dar nu știe ce să facă odată ajuns acolo, așa că are nevoie de informațiile pe care le avea tatăl fetei. A doua zi dimineața merge să se întâlnească cu Galina, care le spune să urmeze până la un depozit. Galina dezvoltă că a fost concediat din zona 51 pentru că punea prea multe întrebări. Povestește că spre sfârșitul vieții sale a devenit foarte paranoic și vorbea mereu despre telefoane ascultate și oameni care îl urmăreau. I-a spus fetei că dacă îi se întâmplă ceva, va trebui să-și ia toate lucrurile și să le ducă într-un depozit undeva unde guvernul nu ar putea pune mâna pe ele. Lucrurile tatălui conțin filmările angajaților din zona 51 și hărțile pe care le-a desenat din memorie ale întregii baze. Ea dezvoltă că toate clădirile de la suprafață sunt doar o fațadă, iar adevărata bază se află în subteran, la un nivel numit S4. Tatăl ei nu avea autorizație pentru S4, așa că a urmat un tip care avea pentru un o privire. Îi dă toate informațiile pe care le are despre tipul cu autorizație pentru S4. Ben este îngrijorat să afle că dacă toate acestea sunt adevărate, este ceea ce a dus la uciderea tatălui fetei și asta este ceea ce riscă ei. Mai târziu, 3-ul urmărește pe bărbatul cu autorizație și descoperă locația casei sale. Ei așteaptă ca bărbatul să plece, iar când acesta pleacă, Ricci dar în pătrund în casa lui, în ciuda faptului că Ben se opune cu tării acestei idei. Ricci și caută cardul de acces al bărbatului, dar bărbatul și familia să se întorc, iar cei doi băieți nu au ales decât să găsească ascunzători, așteptând ca familia să doarmă. Apoi au cardul de acces al bărbatului și sticla de parfum pentru a-i lua amprentele și pleacă. Ben este indignat de cât de mult sunt dispus să facă de Aren și rit pentru asta. A doua zi dimineață, ajungând în deșertul în care se află baza și Ben îi cere lui de Aren să încearcă să-l convingă pe Reed să nu o facă, dar Dere nu este de acordă. Ulterior, trioul își ia o cameră de hotel și decide să vorbească cu niște localnici. Oamenii spun tot felul de povești despre extraterestri. Ei spun că sunt înspăimântători și înfricoșători și nu niște omulezver veri simpatici, așa cum îi prezintă mass media. Un bărbat spune că au sânge alb, în timp ce altul spune că oamenii le pot simți prezența. Oamenii suferă de migrene și sângerări nazale atunci când aceștia se află în preajmă. Un bărbat spune că după toate lucrurile pe care oamenii le-au făcut extraterestrilor din zona 51, cum ar fi disecție și experimentele, extraterestrii vor fi foarte supărați dacă vor ieși de acolo. Apoi, un bărbat pe nume Glen le arată băieților detectoarele de mișcare din solul din afara bazei, care pot fi găsite doar cu un detector de frecvență. Ride este sigur că bruiajul său de semnal poate păcăli aceste detectoare. Cei trei se întorc acasă și o găsesc pe Galina în camera lor de hotel. Ea insistă să vină cu ei în misiune, deoarece trebuie să o facă pentru tatăl ei. Cei doi sunt inițial ezitanți, dar în cele din urmă sunt de acordă. Îi arată cum plănuie să păcălească sistemele, folosind costume în care pompează în rece. În ultimul moment, Ben spune că dacă vrea să-i conducă, trebuie să audă un motiv foarte bun pentru care o fac. Reed spune că a văzut niște lumini ciudate când a dispărut la petrecere, iar când s-a trezit a trecut foarte mult timp în câteva secunde, lipsind oră din viața lui. Adaugă că nici el nu este sigur de ce o face, dar ceva din acea bază la trage. Ben îi însoțește pe Reed, Darren și Galina la bază și lasă acolo. Este de acord să-i aștepte afară. Își pun costumele de freon și încep să se îndrepte spre bază. Întâlnesc un gard electric, un elicopter de control și un șarpe cu clopoței, dar depășesc toate dificultățile și ajung la bază. La bază, triol se strecoară pe lângă gărzile de securitate și după mai multe întâlniri strânse, găsesc o cale de intrare. Când ajung înăuntru, ei folosesc cardul de acces și amprenta digitală a bărbatului cu autorizație S4 pentru a deschide ușile. Ei folosesc arta desenată de tatăl fetei pentru a găsi scara care îi va duce la nivelul S4. Pe drumul lor în jos, dau peste un vestiar unde găsesc radio unea dintre gardieni. Ei au pe televerin de la radio și în același timp nasul lui Rid începe să sângereze. Ei deci să continue să coboare pe scări și ajung în cele din urmă la nivelul 40 sub pământ. Se ascund și privesc cum un angajat intră într-un laborator, introducând un cod de securitate. Lui Darren îi vine ideea de a descoperi codul observând tastatura prin viziunea termică. Ultimul buton apăsat va fi cel mai cald, iar primul va fi cel mai rece, așa că pot deduce ordinea. Funcționează și intră în laborator. În laborator găsesc în sfârșit dovada pe care au venit să o caute. Ei văd un recipient plin cu lichid alb, despre care Darren presupune că este sângele alb, despre care auzi mai devreme de la localnici. De asemenea, văd o mostră de material antigravitațional. Sângele alb îndreaptă spre Galina, dar este oprit de container. Materialul antigravitațional se aruncă și el și sparge recipientul. Când își dau seama că zgomotul va trage atenția, cei trei deci să părăsească încăperea. Apoi găsesc o cameră unde zăresc un fel de navă extraterestră. Nava spațială este făcută dintr-un material neted care schimbă formă atunci când este atins. Cu toate acestea, pare să facă acest lucru doar atunci când Reed o atinge. Rid găsește o deschidere în nava spațială și intră, dar în momentul în care o face, ușa dispare. Galina și Daren încep să intre în panică. Înăuntru, Reed vede că nu există controle, iar întreaga navă este netedă. El întrezărește ceea ce pare a fi o capsulă de dormit, apoi vede un scaun, iar când se așează, întreaga navă devine transparentă. Cu toate acestea, el poate auzi și vedea ce se întâmplă afară, dar oamenii de afară nu-l pot vedea sau auzi. Reed iese, iar Deren și Galina spun că au suficiente imagini și că ar trebui să se întoarcă, dar Reed spune că nu a ajuns încă la S4. El spune că au ajuns atât de departe și ar putea merge până la capăt. Continuă să coboare și în cele din urmă ajung la nivelul S4. Pentru a intra o persoană trebuie să țină amprenta pe loc pentru ca o altă persoană să treacă prin porțile de securitate. Darren se oferă să o țină pe loc, în timp ce Galina și Rid intră. În acel moment, alarmele încep să se declanșeze peste tot. Galina și Reed decid să continue la parter, iar Darren decide să scape în timp ce securitatea sosește pentru a-l aresta. În acest moment, toată lumea începe să-și dea seama că probabil ar fi trebuit să-l asculte pe Ben. Galina și Rid ajung la un nivel unde văd extraterestri, dar își dau seama că sunt doar costume extraterestre. Reed deduce că poate este vorba de costumele spațiale pe care le poartă extraterestri, precum astronauții. O ușă se deschide și în spatele ei se află tuneluri de piatră. E intră în tuneluri și încep să găsească obiecte personale, cum ar fi ochelari, ceasuri, pantofi, haine și chiar jucării pentru copii. Găsesc o cameră cu un fel de masă de operații în mijloc și observă că există sânge proaspăt pe ea, împreună cu organe în containere. Galina începe să se sperie și spune că vrea să se întoarcă, așa că încep să caute o cale de ieșire. Dau peste o cameră în care se află zeci de capsule de dormit, la fel ca cele pe care Riddle le-a văzut în nava spațială. Dintr Odată, ceva sau cineva se ridică dintr-una dintre capsule, iar Reed și Galina reușesc să scape. În timp ce aleargă panicați, își dau seama că ființe au urmărit dincolo de porțile de securitate. Pentru a se salva, ei se duc într-o trapă mare pe care o găsesc, într-o cameră întunecată. Între timp, Darren, care încearcă să se strecoare afară neobservat de securitate, dă peste una dintre ființele extraterestre vadate. El scapă, în timp ce ființa îl devorează pe unul dintre agenții de securitate, chiar în fața lui. Darren se ascunde într-o cafenea, unde fără să știe, ființa se află chiar deasupra mesei, sub care s-a ascuns se ridică și fuge, ajunge la un lift și apasă pe buton pentru a urca, în timp ce ființa trântește ușa aproape cu o sparge. Între timp, Rid și Galina au zgomote ciudate, în timp ce merg prin tunel și brusc, tunelul dispare și cad într-o cameră complet albă. Se ridică și văd piei ciudate târnate peste tot. Galina este complet ieșită din fire, iar Rid observă simboluri ciudate care clipesc în jurul lor. El ia camera pentru a se uita la simboluri și fără să știe, Galina plutește departe. Se întoarce, vede că nu mai este acolo și începe să intre în panică. În cele din urmă Zărește, dar vede că are o expresie destul de goală pe față și nu-i răspunde deloc. Brusc, camera lui Riddy scapă din mână și atât el cât și Galina încep să plutească necontrolat. Camera trece printr-un fel de tunel și ultimul lucru pe care îl filmează înainte de a cădea la pământ este o navă spațială care zboară pe cer. Pe de altă parte, Darren reușește să ajungă la nivelul solului și vede că tot personalul din întreaga bază a fost evacuat. El se grăbește să iasă cu turma de oameni. Reușește să se întoarcă la Ben și îi povestește tot ce s-a întâmplat. Șocați, cei doi pleacă cu mașina, când deodată, mașina lui Ben se oprește și văd o lumină puternică pe ceră. Darren este ridicat spre ea, apoi mașina se răstoarnă într-o parte și Ben este și el aspirat. Ceva timp mai târziu, un bătrân ajunge și găsește camera lui Reed scăpat în deșert. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!